Este o mămică împlinită și fericită, iar David este cea mai mare bucurie primită de la viață pentru Andreea Mantea. Puțină lume știe calvarul prin care a trecut în timp ce era însărcinată. Veta Canaldeș a deschis sufletul în emisiunea 40 de întrebări cu Denis Rifai și a mărturisit de ce a ales să accepte situația și nu a făcut niciun demers. Dacă pe plan profesional lucrurile merg excelent, Andreea Mantea a suferit mult pe plan amoros. A fost agresată fizic când a fost însărcinată și a preferat să îndure în loc să se răzbune. Îndrăgita prezentatoare a emisiunii O nouă șansă de la Canal D a mărturisit ce a determinat-o să tacă și să accepte momentele de agresiune. Poate că vârsta, poate că eram speriată, poate că mi-era teamă de ce va urma. Poate că mi-era și milă pentru că știu că avea nu știu ce alte probleme, nu știu exact, dar știu că dacă mai greșea sau îi se mai făcea o altă plângere, urma să fie arestat. Cred că asta m-a ținut și cred că respectul față de familia lui. Minutele în șir la telefon cu mama lui m-au făcut să dau înapoi și să-l înțeleg pe el. Din păcate, o femeie atunci când este lovită, nu știu de ce, culmea că am făcut-o și eu, nu reacționează deloc cum ar trebui. Din contră, îi caută scuze celui care face asta pentru că sunt și sentimente, a mărturisit Andreea Mantea în emisiunea 40 de întrebări cu Denis Rifai. Se spune că timpul le vindecă pe toate. În cazul Andreei Mantea s-a adeverit pentru că Veta a depășit acele momente și astăzi se bucură de prezența celui mai important bărbat din viața sa, fiul ei David. Nu știu ce a fost atunci în mintea mea, dar respectul și faptul că mama lui mi-a explicat niște lucruri, înțelegeam de ce trece prin acele stări și de ce face acele lucruri, m-au făcut să nu fac asta. Câteodată sunt o fire răzbunătoare și am avut momente când poate am regretat că nu m-am răzbunat, în momentul când el a făcut niște greșeli publice foarte mari, pe care eu nu le-aș făcut niciodată și nici nu o să le fac de dragul copilului meu. El nu a văzut așa lucrurile și nici nu o să le vadă și nici nu o să le înțeleagă. Momentele acelea au fost atât de scurte și atât de intense ca o flacără. Nu regret. Ce am eu, el nu o să aibă niciodată. Poate că nu este așa, poate că este așa, dar tind să cred că așa este, a mai mărturisit Andreea Mantea.